Doresc să citesc în această zi, în numele Domnului Isus. Deschidem Biblia la pagina 953, Matei, capitolul 24. Citesc începând cu versetul 32. Toți acei care avem Biblia, cuvântul Domnului, putem să urmărim citirea. Sunt cuvintele Domnului Isus în care spunea Domnul Iisus, tot așa și voi. 32. De la smochin învățați pilda lui. Când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa și voi când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Amin. Reocupați locurile. Continuăm, frașii și surori, din toată inima noastră, în albine cuvântat pe al nostru Dumnezeu Tată, pe Domnul nostru Isus Hristos, Mântuitorul nostru scump și drag și pe Duhul Sfânt. Amin. Personal, mulțumesc Domnului că mi-a dat harul ca în această zi să fiu împreună cu dumneavoastră la părtășie bisericii. Aceasta datorită faptului că împreună cu soția ne-am gândit ca perioada aceasta a sărbătorilor să fim cu o parte din copiii noștri care sunt în Trieste și cu ocazia aceasta Daniel cel mai mare copil împreună cu Nora și cu cei doi nepoți, cu Roberto și Fabian, ne-am gândit astăzi să fim împreună cu dumneavoastră aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Când am intrat aici, am văzut pe frontispiciu peretilor aici, a scris un cuvânt. Anul acesta, ce v-ați propus? Anul belșugului. Așa vă doriți? Toți ne dorim. Slăviți să fie Domnul. Dar cum v-ați dorit? Un an de belșug pe plan pământesc sau și pe plan spiritual? spiritual. Nu știu cum v-ați gândit. Domnul poate și spiritual și pământesc, dar depinde cum am așezat noi prioritatea. Cum doriți întâi Domnul să ne binecuvinteze cu belșug din plin, pe plan spiritual întâi sau întâi pe plan pământesc? Chiar dacă ne dorim pe plan pământesc, vreau să vă spun că Dumnezeu dorește întâi pe plan spiritual și să lase Domnul Belșuc din plin, să vă bucurați din plin aici în biserică, să-și facă Domnul numele de slavă, pentru că, frați și surori, spuneam și la noi în adunare, noi nu venim la părtășie doar să facem slujbe. E frumos, e bine, Cântă corul, cântă solo, ascultăm cuvântul Domnului, ne rugăm împreună, avem părtășii, ne vedem, am dat mâna și la noi am integrat obiceiul acesta și văd că e bun. Să dăm o mână caldă cu cel de lângă noi, o mână sinceră, este frumos, dar nu-i suficient. Eu cred că venim la biserică, la adunare și cu dorința să ni se rezolve problemele care le avem. Cred că și aici sunteți majoritatea tineri, dar sunt probleme, probleme de sănătate, probleme de familie, probleme de servici. Și cred din toată inima că Dumnezeu se poate implica în problemele noastre și poate rezolva problemele care le avem slăviți să fie numele. Nu-i așa? Domnul Iisus a intrat într-o sinagogă, unde sigur că și acolo era o slujbă, dar în sinagoga aceea era o femeie, avea o problemă mare, grea și de mulți ani. Pune Biblia în Luca, capitolul 13. O femeie de 18 ani era chinuită de un duc de neputință, nu putea să-și îndrepte spatele. Și Domnul a văzut-o acolo în sinagogă. Și a zis, femeie, ești dezlegată de neputința ta. N-am dorit ca în adunare Dumnezeu să-și întindă mâna, să-și să facă numele de slavă și prin lucrări de felul acesta, Doamne ajută și Doamne binecuvintează-ne la aceasta. Eu doresc pe scurt așa câteva gânduri în această zi. Trebuie să recunoaștem cu toții că trăim vremea sfârșitului, că trăim vremea din urmă, despre care spunea Domnul Iisus în Evanghelia lui Ioan, Matei, capitolul 24, de unde am citit, în primele versete de aici și vreau să recitesc sau să citesc mai bine zis. Spune Biblia aici că Domnul Iisus la ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis, vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră ca să nu fie dărâmată. Templul din Ierusalim, frați și surori, era foarte fastuos. Acolo s au investit mult aur, s-a lucrat foarte mult. Citim Biblia și cunoaștem aspectul acesta, nu vreau să intru în detalii. Ucenicii au căutat să-L impresioneze pe Domnul Isus cu clădirile templului, să arate, Doamne, uite ce clădiri, ce fastoase sunt, ce deosebite sunt. Și Domnul n-a fost impresionat de cum arăta templul pe din afară. Și dinăuntru era frumos. Domnul a fost interesat ce se întâmplă în Templu, ce fac oamenii care vin la Templu. Trăim o perioadă de timp, văd că și dumneavoastră aveți un local frumos. Slăviți-vă, domnul! Vă binecuvântat cu un local frumos, aveți condiții, ca și la noi în țară. La noi în țară mi se pare că e o competiție în privința aceasta a clădirilor. Care mai de care mai frumoase, confort mai bun, mochetă, scaune tapițate, aer condiționat și foarte bine, slăvit să fie Domnul, ne bucurăm. Dar cred eu că Domnul nu e cel mai interesat de aceasta sau impresionat de aceasta. Domnul e impresionat de noi când intrăm aici, în casă de rugăciune. Așa cum se spunea de dimineață aici, că a fost o lucrare din partea Domnului, și Domnul a spus că va așeza aici în adunare un cântar. Lucrarea aceasta a fost și la noi în adunare. Și a zis, uite, Duhul Domnului vede peste tot ce se întâmplă. La noi a vorbit Dumnezeu printr-un vas de lucru și a spus, aruncați cântarele voastre, că eu voi așeza cântarul meu și voi cântări drept. Și nu e așa că cântări, cântarele noastre dau erori? De multe ori noi privim în stânga, în dreapta, ne raportăm frață de fratele, frață de sora și poate spune, eu sunt mai pocăit ca fratele, eu sunt mai pocăit ca, ca, sora, eu vin la adunare mai des, eu dau mai mult, eu slujesc mai, știu eu, mai bine. Ne raportăm unii față de alții, dar Domnul când vine cu cântarul lui cântărește exact așa cum suntem realitatea, de aceea este bine, frași și surori, când venim la adunare, să ne rugăm Domnului să lase pe Duhul Sfânt să ne convingă de stările noastre reale care le avem, nu acelea care ni le închipuim noi, nu acelea care ni le facem noi și raportându-ne unii față de alții, când ne raportăm față de Dumnezeu și față de Sfințenia Lui, atunci fiecare dintre noi avem de reparat în dreptul nostru. Și Dumnezeu să ne ajute. Ce vreau să vă spun? La vremea din urmă, la vremea sfârșitului, spunea Domnul Isus în versetul 36, despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici fiul, ci numai tatăl. Totuși, Domnul ne-a lăsat niște indicatoare. Ca să realizăm și să ne dăm seama că noi trăim la vremea din urmă, la vremea sfârșitului. Și câteva le avem scrise aici. Dumneavoastră le știți, doar ne amintim în această zi. Spune Biblia, citez de la versetul 5, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, Eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați că și toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam, o împărăție împotriva alte împărății, pe alocuri vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumă, dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Câteva indicatoare pe care le lăsa Domnul atunci, valabile și pentru vremea în care noi trăim, că venirea Domnului este nu aproape, este foarte aproape. Nu e așa că privind în afară, vedem că aceste lucruri se întâmplă tot mai accentuat. Războaie, vești de războaie, un neam se ridică împotriva altui neam, o împărăție împotriva alte împărății, pe alocuri cu tremuri de pământ, inundații, furtuni, Atâtea calamități care se întâmplă în lumea noastră, în vremea aceasta, în timpul acesta, toate acestea vor să ne spună că venirea Domnului este nu aproape, repet încă o dată, foarte aproape. Și important este pentru noi dacă suntem pregătiți în vederea venirii Domnului. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Pe lângă lucrurile din afară pe care le vedem, dacă privim la starea omenirii în vremea în care noi trăim, Realizăm ceea ce spunea Apostolul Pavel în Cartea Romani, capitolul 1, și vreau să citesc cuvântul acesta, versetul 28, spunea Apostolul Pavel, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, uritori de Dumnezeu, obrazniști, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplicați, fără milă. Vorbește Domnul aici de starea omenirii la vremea din urmă, la vremea sfârșitului. Când oamenii vor trăi aceste stări și vedem cu ochiul liber, nu trebuie să fii specialist ca să-ți dai seama unde s-a ajuns, fiindcă l-au scos pe Dumnezeu din viața lor, din cunoștința vieții lor. Eu, la vârsta care mă aflu, am prins așa trei perioade de timp. Când eram copil, eu sunt din Suceava, ca la Findești, ei la noi obișnuiau atunci când se construiau o biserică, oamenii pentru că erau credincioși în felul lor, dar când se construia o biserică căutau să o facă în mijlocul satului, în centru. Și în centru atenției era Dumnezeu. Oamenii erau credincioși lui Dumnezeu, temători de Dumnezeu. După cunoștința pe care o aveau în perioada aceea, oamenii aveau o. O revelație așa față de Dumnezeu, o teamă, o, o frică, față, de, un respect deosebit față de Dumnezeu. N-aveau oamenii atâta carte, nu erau așa de pregătiți, dar în simplitatea în care trăiau oamenii, totuși îl iubeau pe Dumnezeu. Eu am prins vremea aceea. frați și surori nu erau Biblii. Oamenii împrumutau Biblia pentru o săptămână de la unul la celălalt ca să citească un cuvânt din Sfânta Scriptură. Chiar cei ortodoși, duminica dimineață, mă uitam pe străzi, toți se duceau la biserică. Oamenii se duceau la biserică, tinerii, copiii chiar, copiii luați de mână de părinți se duceau la biserică, pentru că aveau un respect față de Dumnezeu. Dumnezeu era în centrul atenției lor. Când cineva era pe tarla, în ogor, să prășească, trecea cineva, spunea, Doamne, ajută. Oamenii îl respectau pe Dumnezeu, considerau că Dumnezeu poate să-i binecuvinteze și pe plan pământesc, dar în inima lor exista așa teama aceasta pentru respectul acesta pentru Dumnezeu. Ei, au venit mai târziu, așa, o altă perioadă de timp, pe care cred că unii dintre dumneavoastră aici, mai în vârstă, așa știți. O perioadă de timp când a apărut umanismul, se ovaționa un om. În centru atenției era un om. De 1 mai, de 23 august, când erau sărbătorile acestea în țară, un om era scos în evidență. Un om se aplauda. Un om, se, pentru el se făceau lozinci, da? și lumea toată ieșeau din întreprinderi, din fabrici, și Perioada aceasta de timp a fost perioada în care oamenii au încercat să-L scoată pe Dumnezeu, să propage ateismul. Ne spunea nou în școală, căci noi de fapt provenim din maimuță, noi nu suntem creația lui Dumnezeu și oamenii au încercat să-L scoată pe Dumnezeu din ecuația vieții lor. Acum trăim o altă perioadă. Și dumneavoastră cred că realizați lucrul acesta. Trăim perioada în care oamenii încearcă să se spune, domnule, nu există adevăr absolut. Lucrurile sunt relative. Totul este relativ. Însă și Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, spun oamenii, domnule, nu e chiar adevăr. Eu vreau să vă spun în această zi, cu toată responsabilitatea, cartea aceasta, Biblia aceasta, eu cred din toată inima că e adevăr absolut al lui Dumnezeu, că e cuvântul revelat al lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Oamenii încearcă să spună, domnule, nu-i nu niciun adevăr absolut, totul e relativ. Cum crezi așa e bine? Eu vreau să vă întreb, acesta e adevărul? Nu e acesta. Adevărul este în Sfânta Scriptură, este în Cuvântul lui Dumnezeu. La vremea din urmă se va ajunge, sau am ajuns în faza aceasta, când oamenii încearcă să îl scoată pe Dumnezeu din ecuația vieților, Oamenii încearcă să spună că totul este relativ, nu este adevăr absolut, nu este adevăr absolut. Oamenii încearcă să schimbe principiile lui Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu a lăsat prin Sfânta Scriptură și nu vreau să intru în detalii, dumneavoastră știți și cunoașteți și sunteți informați. Oamenii vor să schimbe principiile lui Dumnezeu și să spună că anormalul este normal. Trăim vremea aceasta, perioada aceasta de timp. Asta o vedem în afară, în lumea în care noi trăim. Toate informațiile acestea, care le primim prin telefoane, prin știu eu, prin mijloacele acestea de informare, toate ne spun acestea și le vedem cu ochii noștri. Dacă privim înăuntru, starea poporului, la vremea din urmă, la vremea sfârșitului, vreau să vă citesc tot de aici, din Matei, capitolul 24, spune Biblia. Că se întâmplă un lucru ceea ce se spunea și în dimineața aceasta la tipul de rugăciune. Un adevăr pe care îl simțim, îl trăim cu toții, îl pipăim așa în inima noastră, pentru că e o realitate. Și spune Biblia, versetul 12 din capitolul 24: Și din pricina înmulțirii fără de legii a păcatului, dragostea celor mai mulți se va răci. Asta e înăuntru, nu în afară. Asta e în adunări. Cred că și aici la dumneavoastră, dacă aveți aceeași pasiune, așa cum se spunea la timpul de rugăciune pentru Domnul, ca și atunci când ați fost chemați de Domnul, când Domnul poate vă boteza cu Duhul Sfânt și sunteți tot așa de plin de foc și de râvnă pentru Domnul, slăviți să fie Domnul. Dar ceea ce se observă la, pe plan general este că nu mai este dorința aceea, focul acela, pasiunea aceea pentru Dumnezeu. De multe ori și la noi, așa mă uit în adunare, slujbele monotone, multă monotonie, multă nepăsare în ce privește slujirea. Lucrurile se fac uneori superficial, pe deasupra, să treacă timpul. Și nu mai este focul acela lăuntric pentru slujire, pentru a face ceva pentru Domnul, dar din toată inima. Vreau să vă spun că Mă rog Domnului să mă ajute ceea ce spuneam apostolul Pavel într una din epistole Tot ce faceți să faceți din toată inima și ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Când venim la adunare, frați și surori, când se cântă, cântăm toți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Când biserica se roagă, ne rugăm cu toții, dar din toată inima. Da? ca rugăciunea noastră să fie primită înaintea Domnului. Când se predică, ascultăm cu toții, dar din toată inima, asta vrea Dumnezeu să scoată în evidență, ceea ce facem să nu facem pe deasupra, să nu facem superficial, să nu facem doar să fim văzuți de alții, să nu facem doar, doar dintr-un orgoliu al nostru personal, să nu facem să fim scoși în evidență. Tot ce facem să facem din toată inima și ca pentru Domnul. Doamne ajută la aceasta, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Din pricina înmulțirii păcatului, a fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Și trăim asta. Întrebarea care trebuie să mi-o pun eu. Doamne, de ce la mine? Că nu spune că la toți. Celor mai mulți. Doamne, te rog, nu mă lăsa să mi se răcească dragostea față de tine. Față de lucrarea în care tu m-ai chemat, de slujirea care o fac înaintea ta. Aceasta ar trebui să fie rugăciunea noastră de fiecare zi, frați și surori. Doamne, dăm puterea să te slujești din toată inima. A vorbit Dumnezeu Bisericii din Efes, știm cu toții, în Apocalipsa, capitolul 2. Au văzut în biserica aceasta multă activitate, multe lucruri de apreciat. Știu faptele tale, știu osteniala ta, răbdarea ta, știu că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și i-ai găsit mincinoși, știu că ai suferit din pricina numelui meu, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit ce? Dragostea din tâi. Frați și surori, Domnul, să știți atunci când noi venim la adunare, nu privește întâi la slujirea noastră, întâi privește la viața noastră, nu? Citim și cred că s-o predica și aici, când au dus Cain și Abel câte o jertfă, Domnul l-a privit întâi spre Cain și apoi spre jertfă. Apoi a privit spre Abel și spre jertfa lui. Domnul întâi privește spre viața noastră când venim, da să slujim înaintea lui. Spre trăirea noastră, modul cum ne raportăm în societate, la servici, la școală, la locul de muncă. Domnul vede că e Dumnezeu slăvit să fie numele. Și apoi Domnul se uită și la slujirea care o facem, dacă o facem cu pasiune, așa cum se spunea în această zi, cu toată râvna, cu toată dragostea, cu toată dăruirea. Și eu doresc Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne dea puterea și tăria să slujim Domnului cu focul Duhului Sfânt. Doamne ajute la aceasta! Un alt lucru pe care spunea, spune Biblia privitor la vremea din urmă, la vremea sfârșitului, Citesc din 1 Timotei, capitolul 4, spune cuvântul Domnului aici, de la versetul 1. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă, la vremea sfârșitului, unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de Duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni însemnați cu felul, felul, roșu în însuși cugetul lor. La vremea din urmă, la vremea sfârșitului, unii se vor lepăda de credință. Mă întreba serile trecute un frate din adunare de la trei frate, ce părere ai despre lepădarea de credință? Și vreau să vă spun un răspuns pe care l-am dat și dânsului. I A spus, mai mare lepădare de credință ca în vremea aceasta, nu știu dacă a fost vreodată. În vremea aceasta de berșuc, de prosperitate, de bine pe care îl trăim. Nu e așa că e multă lepădare de credință? Eu m-am uitat la noi în țară, frați, cu durere vă spun, cu tristețe în inimă, frați care Dumnezeu îi folosea într-un mod deosebit în lucrare, în slujire, au lăsat slujirea. Au lăsat biserica. S-au apucat de afaceri, s-au apucat de lucrurile vieții de aici. E prins diavolul în mreaja lui cu lucrurile lumii. Pentru că Dumnezeu a rânduit această vreme binecuvântată. Îi mulțumim pentru aceasta. Dar aceasta nu trebuie să fie un motiv pentru care să scădem. E scris un cuvânt în a doua Corinteni, capitolul 4, spune apostolul Pavel, știm bine sau de aceea noi nu cădem de oboseală, pentru că dacă omul nostru de afară se trece, și acum eu întreb, să trece sau nu să trece? Să trece. Dar cel din lăuntru, ce se întâmplă cu el? Din zi în zi. Ce înseamnă asta? Că eu astăzi trebuie să fiu mai nou decât ieri. Și săptămâna aceasta în care, așa, care au trecut, să fiu mai nou decât săptămâna cealaltă. Și anul acesta în care am intrat, să fiu mai nou decât anul celălalt. Întrebarea care trebuie să ne opunem, ne înnoim din punct de vedere duhovnice, suntem tot mai noi? Dacă e așa slăvit să fie Domnul, dar dacă ne învechim, frași și surori, și dacă ține mai mult la eu, la, la trupul acesta, deși că trebuie și acesta îngrijit, dar prioritar trebuie să fie omul nostru din lăuntru și eu zic Dumnezeu să ne ajute. Mai citesc un cuvânt pentru că vreau să mă apropii și de încheiere. Spune Biblia în a doua Timotei, capitolul 3, privitor tot la vremea din urmă, la vremea sfârșitului, îl atenționa Apostolul Pavel pe Timotei spunându-i să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, Cred că nu s-au referit pe plan pământesc. Pe plan pământesc slăviți să fie domnul, că -ți bune. Fac o scurtă paranteză. Cred eu că v-ați realizat și aici, dumneavoastră, în Italia. V-ați cam realizat din punct de vedere pământesc. Ce spuneți? V-ați cam realizat, nu? Aveți cam tot ce vă trebuie. Slăviți să fie domnul. Vremuri grele din punct de vedere spiritual. S-au referit aici Pavel spunând căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani și este bine să analizăm foarte bine fiecare, poate că este cineva care e prins în problemele, în stările acestea. Iubitori de bani, lăudăroși, trufași, culitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitor mai mult de plăceri decât iubitor de Dumnezeu, având doar o formă de evlavir, dar tăgăduindu-i puterea. Asta cred eu că se întâmplă și sunt stări care sunt în popor. Și este bine în această zi să ne facem o analiză foarte reală și responsabilă și să vedem dacă nu care cumva suntem prinși careva în aceste stări a oamenilor de la vremea din urmă, la vremea sfârșitului. Poate apărea lăcomie, pot să fii poate că mândru și alte lucruri pe care le-am citit în această zi. Este bine, frați și surori, să, să ne analizăm întrebarea cu care vreau să închei în această zi. În, acea, în contextul acesta, al vremii din urmă, al vremii sfârșitului, care este poziția și atitudinea mea? Că asta e foarte important. Care e poziția mea? Da? ce fac eu. Pe scurt, așa vă spun, pe vremea lui Noie, lumea era și atunci, în păcat, pământul era stricat, spune Biblia, Genesa, capitolul 6. Oamenii și-au stricat calea, l-au uitat pe Dumnezeu, dar în contextul vremii în care se afla Noie, spune Biblia și îmi place aspectul acesta, versetul 9, Noie era un om neprihănit. Noie umbla cu Dumnezeu. Asta e foarte important. Când vezi toate stările acestea de lucruri, care e atitudinea ta? Ce fel de om ești tu? Noie l o reprezentat frumos pe Dumnezeu. Noi a făcut cinste lui Dumnezeu prin felul în care a trăit. Și noi și familia lui au fost salvați, slăviți să fie Domnul. Ne ducem să vorbea despre Lot. Lot, frați și surori. Spune Biblia în a doua Petru, capitolul 2, Lot își chinuia sufletul într-o lume de nelegiuiți, dar Lot a rămas credincios lui Dumnezeu. Și noi, Lot a fost salvat de Dumnezeu. Știți că Dumnezeu a venit cu pedeapsa peste cele două mari cetăți, Sodoma și Gomora, din cauza păcatului care exista acolo. Dacă ne ducem așa puțin mai departe, Ilie, într-o perioadă de criză spirituală, în perioada aceea de timp, când existau 850 de proroci al balilor și a starteilor, Ilie apără onoarea lui Dumnezeu și rămâne în picioare. Și omul acesta invită tot poporul și toți prorocii pe muntele Carmel și face o simplă rugăciune, îmi place rugăciunea lui Ilie. Ilie stă înaintea Domnului și se roagă, Doamne, fă să se știe astăzi în Israel că Tu ești Dumnezeu Asta a fost dorința lui Ilie. Fă să se știe că tu ești Dumnezeu, pentru că poporul s-a depărtat de Dumnezeu. Și apoi al doilea lucru, Doamne, fă să se cunoască că, sau să se știe că eu sunt slujitorul tău. Trebuie să se vadă și aceasta, frați dacă suntem chemați ca slujitori. Trebuie să știe poporul, biserica, să zic că într-adevăr omul acesta este omul lui Dumnezeu, este chemat de Dumnezeu îl reprezintă frumos pe Dumnezeu în slujirea care o face înaintea Domnului. Și al treilea lucru pe care s-a rugat Elie, a spus, Doamne, toate aceste lucruri eu nu le-am făcut de capul meu, ca așa am vrut eu să fac sau să ies eu în evidență. Toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Doamne, ajută-ne și pe noi! Oameni care au știut să-L reprezinte pe Dumnezeu frumos, într-o stare sau într-o lume plină de păcat și de nelegiuire. Oameni care au rămas statornici, Pavel îndemna și pe Timotei și spunea Timotei, se vor întâmpla aceste lucruri, vor fi aceste stări, dar tu, haide să citesc, versetul 5 din capitolul 4 a doua Timotei, dar tu fii treaz în toate lucrurile, Timotei, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist, și împlineșteți bine slujba. Timotei, ai grijă. Lumea va fi, oamenii vor fi cum vor fi, stările vor fi cum vor fi. Dar e important, Timotei, tu rămâi credincios. Tu fii trează în toate lucrurile, tu raptă suferințele, împlineșteți bine slujba, făți datoria. Și spune tot Biblia aici, în capitolul 3, versetul 10. Spunea Pavelul Timotei. Tu însă, Timotei, ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea, răbdare, dragostea mea, răbdarea mea. Cu alte cuvinte, Timotei l-a avut ca și un reper pe Pavel. S-a uitat mereu la Pavel. Pavel a avut curajul, frașii să spună, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Sau, uitați-vă la mine, fraților! Avem noi tăria care va de aici. frate, uitați-vă la mine, la purtarea mea, la învățătura mea, la felul meu cum mă comport. Uitați-vă, Pavel a avut tăria să spună aceasta și a fost într-adevăr Pavel un adevărat slujitor al Domnului. Slăvit să fie în numele Domnului. E important pentru noi ce poziție luăm, cum ne raportăm la vremea în care noi trăim. Și vreau să închei cu un cuvânt pe care îl spunea și ca un salut, care să vă rămână. Salutul nostru al bisericii, poate trebuia să o spun la început, este din Iuda, nu-l mai citesc. Iuda, versetul 20 și 21. Dar pentru dumneavoastră, ca și biserică, spunea Apostol Pavel la 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 11. Încolo, fraților, adică de aici înainte, fiți sănătoși. Amin? Desăvârșiți-vă! Amin? Îmbărbătați-vă! Amin, Doamne ajută! Fiți cu un cuget! Doamne ajută! Amin! Trăiți în pace! Și Dumnezeul dragoste și al păcii va fi cu voi! Amin!